Ia să vedem noi. Stupul fără stăpân. Albine nestresate. Le-am adus să le fac și un varachet. Ia să vedem ce găsim aici. Asta e mai greu că am un suport de ăsta de telefon, dar... Cam firav așa de plastic. Ultima dată știți că am pus miere mult aici. Ia să vedem ce a făcut. Ia să vedem mai ce fac ele aici. S-a topolizat asta. Opa. Deci. Ia uite-te. Care știe filmarea care am făcut-o acum să fie 3 săptămâni. Ia uitați-vă, pusesem aici multă miere cristalizată, borcan. Ia uitați, la lins. Frumușele lui. Ia să vedem, v-ați tras voi miere în cuib acolo? Ia să vedem. Le-am pus bețe pe aici să nu se înnece. Și atenție, uite, nici o albină nu-i moartă pe aici. A fost multă miere pusă aici. Ia să vedem atât. Ce faceți voi aici? Sunteți bine, sănătoase? S-au restrâns aici. Dacă e să mai aduceți un borcan din ăla de miere. Nu, 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 o pun așa, dacă e cristalizat așa. Da, da, da. Ia să văd eu cum pun asta. Așa. Dalta, apicultorul, ruculiță. Ia să vedem. Asta noaptea a fost recunde. L-a pus să încălzi. Mă. Polizată asta. Ați găsit? Nu știu cu ce să scoatem de aici. Am eu aici, da? Furculiță. Gata, pune-ți la aici. Sunt șanse. E, las, mă duc cu eu, gata. Durează vreo un sfert de oră până îl pregătesc eu și... Vanul. Că da, că a zis că să luăm 4 borcane de miere. A, vrea să cumpere. Da, 4 okay, de salcâm. Da. Vă anunț eu când termin aici. Așa. Ia să vedem aici. Deci. Știți că am zgâriat eu rama asta, uite, tot a luat de aici. Frumușele lor, ați luat toată mierea, mamă, de aici. Ce să fac eu, că nu vreau să le agit, ia să pun rama asta jos. O scutur la urmă. Gata, deja îi le scot pe asta de aici. Ia uitați-vă. Aici am descăpăcit, tot a luat. Tot a luat aici. Hai, mamă, du-te acasă. Hai. Bravo. Așa. Ia să vedem mai departe. Ia uite, rama care a fost descăpăcită. Bravo, mă. A luat tot de aici. A mai rămas puțin aici. Așa, o lăsăm și pe asta jos. Trebuie să o scutur acolo. Mai departe. Mamă, ce propolis aici. Frumușelele. Uite că aici mai avea puțină mâncare. Dar nu mai pot să o las, că pornă și formează ghemul pe aici. Eu nu știu când o să mai vin la ele.
Ia să vedem, asta lantă. Goală, a, foarte puțină hrană aici. O să o scuturăm și pe asta. Așa, bă, ar trebui să-i pun două diafragme de polistiren. Ia să văd eu dacă găsesc pe aici. Oala, dar cum un an. Dacă aici ar trebui să fie în cutia asta. Mi-am adus niște miere cristalizată. Ia să văd eu. Punem camera pe partea asta. Așa. Nu sunt. Mamă, și știam că avem. Deci e diafragmă de asta normal. Atunci n-am decât să-i pun din asta. Poate mai vin o dată și aduc eu două diafragme de polistiren. Hai să vedem aici. I-am pus și tratament atunci. Deci l-am restrâns pe 4 rame. Acum o să-l pun mai pe centru. Avem albina aici la diafragmă. Să-l punem așa pe centru aici. Deci atunci când am fost la el, știți că n-avea mâncare mai deloc aici în ramele astea. I-am descăpăcit, i-am pus un borcan de miere. Ia să vedem. Foarte puțin puiet. Albinuța este aici. E și pe partea asta. Și a făcut și coronițe de hrană, de miere. Așa, o lăsăm aici. Uite așa, o ramă. Încă una. Mare puiet aici. Și pe partea asta. Văd că și-a băgat mâncare pe ramă asta cu singura. E bine așa. Ma. Nu se desface. Aici mâncare mai puțină. Mai are puiet aici, e și regina acolo. Și asta e o regină care i-am dat-o eu. Și marcată frumos. Așa. Bun. Și o regină 2022 de anul ăsta. Și încă o ramă. Are mâncărică pe aia și albină. Așa va rămâne, în 4 rame. Bun. Punem diafragma asta aici. Dacă mai vin eu o dată la el, o să-i aduc două diafragme de polistiren.
Uite așa. L-am încadrat pe centru. Așa. Scutul albin ăsta aici. Iată, mai e albinul ăsta. Bun. Deci am făcut bine, ce am făcut rândul trecut. Și a băgat mâncarea în centru acolo. Așa, ce fac eu acum? Totuși aș mai da niște miere. Pun folia asta așa. Niște bețe pe aici ca să nu curgă mierea. Uite așa. Așa. Și avem aici niște miere cristalizată. Nu se desface asta. Bine, asta e niște miere care a avut-o de foarte mulți ani aici. Și i-a zis că nu mai folosește. S-o dăm la albin. Arată cam nasol așa. Dacă își mai trage mierea asta acolo, asta e foarte bună că își mai bagă în cuib acolo în centru. Are loc un kilogram, nu e mult. Și mai pune un băț aici, uite așa. În caz de să încălzește afară, să nu curgă mierea acolo peste ele. A, nu cred eu că se mai încălzește atât de tare să topească asta.
uite așa. Greu să scoate mirea asta. Așa, și las și borcanul aici. O să mănânce, urcă și în borcan acum. Și furculița eu las. Ia mama, să găsesc furculița curată aici. Bun. Punem așa bețișoarele astea ca să nu se înnece pe aici, că... Ce mai fac eu? Am zis că îi fac varachet. Cum îi mai fac eu varachet? Nu mai pot. Trebuia folie de colo-col. Ce să mai fac acum? Că am pus miere. Ce să faci? Într-o zi să vii să le rezolvi pe toate, nu merge. Bun, uite cam așa arată. Deci ăla cui pregăti pe alea 4 rame, toată mierea asta o trag acolo în cuib în câteva zile. Că ziua se încălzește destul de bine. Și le mai pun eu o cârpă cu deasupra peste asta, ca să le țin așa mai adăpost. Uite așa. Acum s-o lipi nițel de miere aia, asta e. Bun. Fac eu o rachetă acum, dar îi pun mai multe picături, nu? E volumul mai mare. Da, ar merge. Ia. Să pun aici folie. Ia uite ce capați. Deci nu intră. Ah, mai că a intrat. Mai greu așa. Bun. Și acum să-i pregătesc eu. Uite așa. Deci la volum de 10 rame plus un cat mic îi pun 5 picături. E bine, ia zice, sunt bine. Hai, da. Așa. Una, două, trei, patru, cinci. Na, și să vezi că n-am burete să astupur din nici. Ia să vedem. Ce am eu pe aici?
Ia te-am că am lucrat aici. Ia să vedem noi. Ce facem noi aici? Mușelelor. Aveți păduchi, mama, sau n-aveți? Ha. Bra, bine că ai înțepat-o. Eu am venit să-ți dau să mănânci, să am grijă de tine. Și tu mă înțepi. Uite așa. Mamă, și pe ce pun eu? N-am și o tablă. Pun așa pe stup, poate ia foc și stup. Pun și eu pe cuțitul ăsta. Ia să vedem, merge? Păcălim așa, ia. A? Ah, ce-a înțepat alta. Gata. Uite, cam asta a fost lucrarea. Le dăm și un varachet. O să bag ramele alea toate în cutiile astea. Și mai vin la el peste, nu știu, 2-3 săptămâni cu niște diafragme de polistiren în locul ăla de lemn. Cam atât. Hrana o să aibă suficientă pe ramele respective, chiar dacă asta ultima care i-am dat-o nouă căpăcește, nu-i problemă, că o să fie în centru cuibului acolo, o mănâncă până în decembrie. Și cam asta e, eu zic că e bine. Stupul deja e înclinat pe spate de rândul trecut, în caz de curge mierea, eu știu să nu curgă pe ordiniș. Aici nu plouă, că este un acoperiș și nu plouă în stup. Rândul trecut mi-a zis cineva că l-am înclinat pe spate și o să-l găsesc plin de apă. Nu, tata, că mă duce cap. Deci, uite, avem acoperiș aici. Fiindcă nu sunt lângă el, mai mult dată n-am ce să-i fac. Deci asta e o regină dintr-un stup de la mine. Știți ce e regină? De salvare. Asta am avut-o și am adus-o, fiindcă, dacă v-ați uitat la filmele mele, l-am găsit cu fără regină, roise. Da, cam asta e situația. Bun, cam atât. Mai vin la el peste 2-3 săptămâni, poate la început de noiembrie, să atunci îl pregătesc de iarnă. Și cam atât. Gata, au trecut 15 minute. Uite, ars tot fitilul. Deja îi punem gratia de șoareșcă. E bine să fie pusă. Uite așa. Gata. Și cam asta a fost cu stupul fără stăpân. Așa. Ce ventilează ele repede acolo. Nu mă place, mamă, miroase fumul ăla urât. Mă moare păduchii, mamă, ce știți voi. Băi, eu zic că se prezintă destul de bine. Ținând cont că el a roit prin luna... Deci a avut o regină de roire. Ca să se înțeleagă,
Deci la acest stup, eu vin așa când am timp, la o lună, poate chiar o lună jumate, da? Și în luna mai, când eu am fost ocupat cu stupii mei, n-am putut să trec pe la el și a roit. Dar normal, el a fost un roi care a intrat singur aici în cutia asta, acum un an. Și a avut regină de roire. Și în luna mai a făcut același lucru, a roit. Cu toate că eu îi pusese în cat. Da.